cele mai controversate filme din istorie. Cinematografia e o artă de care omenirea a fost fascinată de la apariția camerelor de filmat. Filmele ne fac să râdem, să plângem și să ne transpunem într-o altă realitate pentru 2 ore. Dar au existat de-a lungul vremii câțiva regizori care și-au transpus viziunea într-un mod atât de tranșant și vizual, încât filmele lor au fost interzise în numeroase țări. Haideți să vedem care sunt filmele celebre care au fost interzise și de ce. A Clockwork Orange, 1971. Stanley Kubrick e cunoscut pentru filmele unice și îndrăznețe pe care le regiza. În 1971 a lansat A Clockwork Orange, un film care conține cele mai cunoscute și admirate scene din cariera regizorului. Acțiunea are loc într-un viitor distopic, în care protagonistul este arestat, iar guvernul îl supune la niște terapii controversate de suprimare a tendințelor violente ale acestuia. Din cauza reprezentării foarte grafice a violurilor și a violenței din film, acesta a fost interzis timp de 30 de ani în țări precum Irlanda și Singapore. S-a zvonit chiar că acesta a fost interzis în Regatul Unit, deoarece nu mai putea fi vizionat în cinematografe după ce a rulat inițial și nici nu se găsea pe DVD-uri. Însă acesta a fost retras din UK chiar la cererea regizorului. În 1972, un procuror a conectat filmul la un caz în care părea că un delincvent de 14 ani a încercat să copieze violențele din film. Ulterior, mai multe cazuri au fost conectate la film, ceea ce a iscat un scandal public și mai multe proteste. Kubrick susținea însă că nu e posibil ca filmul să inspire crime, iar crimele care semănau cu cele din film puteau fi comise doar de oameni care aveau oricum aceste porniri. Cu toate acestea, după ce filmul și-a încheiat tura în cinematografe, Kubrick l-a solicitat celor de la Warner Brothers să-l scoată din circulație în UK. Filmul a fost redifuzat și repus în circulație doar în anul 2000, după moartea lui Kubrick. The Texas Chainsaw Massacre, 1974. Masacrul din Texas e considerat o capodoperă a filmelor horror, inspirând numeroase remake-uri și sequel-uri și inițiind subgenul de slasher movies. Cu toate astea, originalul este în continuare văzut ca cel mai bun din serie. După cum vă induce probabil și titlul, filmul este destul de grafic la partea cu masacre și din acest motiv a fost interzis multă vreme în Germania de Vest, Singapore și în câteva țări scandinave, iar în alte regiuni fusese lansat sub o formă cenzurată. Battle Royale 2000. Thrillerul distopic din Japonia lansat în anul 2000 a devenit un fenomen cultural și este unul dintre cele mai recunoscute filme japoneze pe plan internațional. În 2009, Quentin Tarantino a declarat că este chiar cel mai bun film pe care l-a văzut în ultimele 2 decenii. Narativa seamănă cu cea pe care se bazează și Hunger Games, care a apărut în 2008, și urmărește un grup de școlari forțați de către guvernul japonez să se lupte pe o insulă până rămâne un singur supraviețuitor. Scenele de violență sunt pe alocuri dramatice în filmul presărat și cu umor negru, motiv pentru care în Japonia a fost încadrat ca art 15. O evaluare rar folosită. Acesta a fost și interzis din motive de violență în numeroase țări. The Last Temptation of Christ, 1988. Deși orice film care narează viața lui Isus sau altor personaje biblice importante va atrage mereu critici și nemulțumiri, The Last Temptation of Christ de Martin Scorsese a excelat în această direcție. Ceea ce nu e surprinzător, având în vedere că îl arată pe Isus căzând în plasa ispitelor lumești, în special a celor de natură sexuală. Deși filmul conține un avertisment că acțiunea este doar inspirată din portretizarea biblică a martirului, acesta a atras multe critici și a fost interzis la lansare în Israel, iar în Singapore este interzis până în ziua de azi. Brokeback Mountain, 2005. Filmul spune complexa poveste a relației de natură romantică și sexuală a 2 cowboy. Deși filmul regizat de Ang Lee a fost văzut drept cel mai bun film al anului și a primit cele mai multe premii pentru pelicula anului și cel mai bun regizor, acesta a stârnit controverse când a pierdut titlul de cel mai bun film în favoarea filmului Crash. După cum era de așteptat, Brokeback Mountain a fost interzis în multe țări din Orientul Mijlociu și în China din cauza portretizării homosexualității. Last Tango in Paris, 1972. Filmul e considerat capodopera erotică a lui Bernardo Bertolucci, care urmărește relația sexuală dintre un american și o pariziancă. Când a fost inițial lansat în Statele Unite, era destinat doar vizionării adulților din cauza scenelor sexuale extrem de explicite, dar în alte țări a avut o soartă și mai tristă, fiind interzis în peste 30 de țări, inclusiv Portugalia, Chile, Singapore și Coreea de Sud.
În Italia, țara mama a lui Bertolucci, filmul a fost scos din cinematografe la o săptămână după lansare, peliculele au fost arse, iar regizorul a fost condamnat la 4 luni de închisoare pentru obscenitate. Filmul a stârnit în continuare controverse după ce Bertolucci și Marlon Brando au fost criticați pentru comportamentul de pe platou la scena cu violul. Freaks, 1932. Studioul MGM a produs filmul și a tăiat 25 de minute din acesta deoarece scenele erau considerate prea șocante pentru a fi publicate. Filmul horror arăta viața la circ, iar Browning angajase actori cu dizabilități, mulți fiind chiar interpreți la circ. Cu toate acestea, filmul a fost atât de șocant pentru public, încât a fost catalogat drept controversat și asupritor și a fost retras rapid de pe piață. The Great Dictator, 1940. Cel mai faimos film al lui Charlie Chaplin a fost și primul său film cu sunet. În vremea în care nazismul era la putere în Germania, Chaplin a scris, regizat și jucat în această satiră a fascismului. Deloc surprinzător, filmul a fost interzis în țările latin-americane care simpatizau regimul și, desigur, în Germania. Nymphomaniac, 2013. Cel mai recent film de pe lista noastră este Nymphomaniac de Lars von Trier, compus din două părți. Scenariul urmărește povestea de viața lui Joe, o femeie care se autocataloghează drept nymphomană. Filmele conțin scene grafice de sadomasochism și au avut două variante, una cenzurată, care dura în total 4 ore, cuprinzând ambele părți, și una incluzând toate scenele alese de regizor, care avea 5 ore și jumătate. La lansarea oficială din Copenhaga, în 10 septembrie 2014, la care a participat și Van Trier, a fost prezentată versiunea extinsă a filmului cu o pauză de o jumătate de oră, iar trei bărbați din public și-au pierdut cunoștința la scena curetajului. Nymphomaniac a fost interzis în țările din Estul Mijlociu, după cum ne așteptam, însă presa declara că s-ar interzice și în România. Asta după ce reprezentanții firmei de distribuție a filmului ar fi declarat că filmul urmează să fie interzis atât minorilor cât și adulților și că dacă vor primi și o notificare în acest sens, vor depune o contestație. Juriul CNC s-a întâlnit însă chiar a doua zi pentru a revizui filmul și a interzis doar vizionarea în cazul minorilor. The Exorcist, 1973. Celebrul film tratând posesia demonică și, evident, exorcismul, este considerat în ziua de azi unul dintre cele mai bune filme horror. Cu toate acestea, filmul a stârnit controverse chiar din stadiul incipient, după ce acesta a fost refuzat de Stanley Kubrick și Arthur Penn. Când copilul unuia dintre actorii principali a fost lovit de o motocicletă și a fost spitalizat, au început chiar zvonuri cum că platoul ar fi blestemat sau bântuit sau ceva de genul. La lansarea filmului în 1937, acesta a fost interzis în Regatul Unit, iar trailerul a provocat reacții negative în Statele Unite. În sălile de cinema, acesta a provocat isterie în rândul spectatorilor, unii dintre aceștia vomitând. Cannibal Holocaust. Acesta va fi dificil de vizionat dacă chiar o să încercați să-l vedeți. Filmul spune povestea unui antropolog care merge în jungla din Amazonia pentru a salva o echipă de filmare, care a dispărut în timp ce filma un documentar. Echipa de salvare găsește filmările echipei nelocalizate, care sunt arătate și constituie cam jumătate din film. Acest horror a fost primul care a pornit însă nișa de filme horror create din așa zise filmări de amator, nișa care a fost mai apoi popularizată de filmul Blair Witch Project. Spuneți-ne dacă ați văzut vreunul din aceste filme și cum vi s-a părut. Iar curajoșilor care vor să le urmărească, le recomandăm să ne lase un comentariu în care să ne povestească impresiile lor. Dați un like și un subscribe dacă v-a plăcut acest clip. Eu sunt Dana Bacinski și ne auzim în episodul următor.